care-i faza cu cartea asta? La mijlocul sezonului ploios în junglă, dar de fapt altundeva, mai șters, în Flatlands, o fată blondă a intrat în cameră, cărând după ea plante semiputrezite, frunze palmate, mici animale de pământ, tot ce adunase de pe drum în hainele ei grele, cleioase. A dus la gură mâneca, era o haină militară veche, cu gust sărat, care lăsa nisip pe buze. Inima ei e toxică, noaptea e uriașă. A venit toamna, apoi iarna și alunecă pe un fel de coardă cu vibrația întreruptă. Uneori toată forța stă într-un fir de lână murdar. O fâșie de pânză poate separa haosul cu gustul ei sărat, murdar, lipsit de grație. Un fel de pânză netratată, de muzeu închis, de la țară. A fost într-o țară agricolă, raf, i-a păstrat urmele în gesturi după industrializare. A fost pe platforme și s-a tăiat în lasere. Este o fată mică sudistă, ajunsă la TV. Știe că alcoolul ajută puțin când te trezești prin reflectoare și nu știi ce să faci, ai vrea să nu fii acolo. Lumina arde obrajii, origini rele. Mai târziu, într-un tren de noapte între orașe, condusă de lanterne ca la o petrecere secretă, tot ce vede își schimbă conturul sub presiune. O simte ca un fir de nylon pe încheieturi, la marginea câmpului, sub luminile mov. Iarna, corpurile amestecate, băuturile tari și dulci venite din Okinawa, cu șerpi înăuntru, alcool traficat din cereale din Asia, scăpând de control în orice vamă, vine acum după atâția ani și sparge membranele ca un sunet brutal. Sunt atâtea lucruri de făcut pe lume, atâtea corpuri calde în corzi, aspiră-le lumină, privește în ochi. Ce te transportă? Moteluri, benzinării albastru electric, autostrăzi goale și vii, clădiri de metil, container în porturi, orașe pe apă. Ce o să spui când o să te întorci? O salbă de zile luminoase și întunecate, privirea ascunsă, ceața dulce, uleioasă, fără speranță. Bună ziua, sunt Robert Bolan și vă zic din nou bine ați venit pe canalul nostru unde vorbim despre cărțile anului 2020. Volumul despre care vorbim astăzi a primit deja un premiu, un premiu care se numește Cartea de Poezie a Anului. A fost publicată într-o colecție care a fost lansată chiar în anul pandemiei, o colecție a cărei apariție în sine poate fi considerat un eveniment al anului, literar 2020 în România. E vorba de colecția Anansi, coordonată de Bogdan Alexandru Stănescu la editura Pandora M. Astăzi discutăm cu și despre Ruxandra Novac și cartea ei Aluarda. Pe Ruxandra ați ascultat-o la început citind un poem din acest volum. Un volum pe a cărui copertă scrie cel mai așteptat comeback din poezia română contemporană. Și asta pentru că Ruxandra Novac nu a mai publicat din 2003, atunci când a lansat un volum, Eco Graffiti, pe care unii îl consideră deja legendar. Uite, o să zic ce mi-a zis un prieten, că l-am întrebat, ok, hai că fac niște interviuri, zi tu pe tine ce te-ar interesa. Și el a dat repede search pe net și a găsit fragmentul ăsta. Ruxandra Novac a marcat poezia din anii 2000. Revenirea după 17 ani este cel mai așteptat comeback din poezia română contemporană. Unde ai dispărut 17 ani? Viața reală am dispărut, ca să zic așa. Am plecat din România la puțin timp după ce am publicat cartea, m-am mutat din România. M-am mutat de fapt în două țări pentru că am stat inițial în Luxemburg câțiva ani, după care m-am mutat în Germania. Am vrut să-mi cumpăr o casă și în Luxemburg sunt prețurile inimaginabil de mari, așa că am căutat ceva în jur. Și să înțeleg că ți-ai cumpărat casă în Germania? Da, și fac naveta, lucrez în continuare în Luxemburg. Sunt ceea ce se numește lucrător frontalier, navetistă, mă rog, până la corona. Da, acum lucrez de acasă și, mă rog, s-a schimbat foarte mult. Am mult timp în plus și e foarte, foarte bine. Asta a fost partea bună în perioada asta. Nu, deci, până la urmă, multă lume a descoperit că cu corona asta, până la urmă, se pot face lucruri și fără să ne vedem. Pentru mine e o versiune foarte, deocamdată foarte bună de viață, din multe puncte de vedere. Și de... câștiga 3 ore pe zi în plus. Asta
e esențial. Ăsta e drumul până la serviciu. Da. Și cu ce te duci? Cu mașină sau tren? Cu mașină sau cu busul. Când prin bus, cu busul, când nu cu mașină. Are vreo legătură plecarea din România cu cartea? Că ai zis că ai plecat imediat după publicarea cărții. Da, nu are nicio legătură. Pur și simplu așa vedeam atunci. Mi-am dorit foarte mult să plec. În perioada era o fascinație. Așa. Cel puțin mi-am dorit foarte mult. Mi se părea că nu mai, că e un fel de dead-end job. Viața acolo. Nu-mi plăcea mult special nici jobul pe care l-aveam. Îmi plăcea că aveam prieteni. Cam asta mă ținea. Plus foarte multă curiozitate care s-a menținut. Și, de zile. Și acolo faci același lucru pe care îl făceai aici? Nu. Un desen din gaze de eșapament, din oxizi, din firele lunii în noaptea orașului. O fată melancolică. Apa se retrage. Suprafețele sclipesc argintiu. Scintilează. E bine și atât. Noaptea lucrează acum în tine. E activă cum ți s-a spus. Și totul e făcut ca să te ajute. A fost o călătorie și asta. Chinuită ca toate celelalte. O invazie, un raid. Dar pentru oamenii tăcuți, închiși în ei, e aproape o minune că s-a întâmplat și așa. Coboară acum la râu cu ceilalți, pe pajiștea spălată de ploaie, în luciu auriu. Nu contează dacă nu e din realitate, nu e periculos. Coboară. Așa, bun, hai să ne întoarcem. Deci acum tu ce faci? Eu fac o lectură de traducere, asta lucrez. Corectură de traducere? Traduceri juridice, da. Cam deci așa există, ceva. Există și corector peste traducător? N-am știut niciodată. Da, la instituția asta unde lucrez eu, da, practic. Un fel de editare, un fel de, nu știu, redactare, cum ar fi în România. Ești corporatistă sau? Nu, sunt funcționar european. Wow, sună și mie. Dai seama, da. N-are nicio legătură cu restul, cu viața privată, secretă, literară. Viața privată e secretă? Secretă, nu mai e secretă, uite. Tocmai că mă încurcă foarte tare că nu prea mai e secretă, nu știu. Păi, adică ți-am ce sens, nu mai e secretă? Păi uite, acum e publică, am scos carte, am ieșit din... Dar nu e ca și cum ai scos pentru prima oară, da. Păi nu e, dar uite că a fost toată pauza asta și, na, nu știu, aici nici nu știa foarte multă lume ce e cu mine și ce fac. Și acum au aflat? Da, în fine, nu e ceva dramatic, dar, na, în general încercam să le țin separate. Nu, nici eu nu știu de ce. Ziceam că e mai confortabil pentru mine un pic. Așa aveam senzația să fie separate. Da, în perioada asta cât ai stat în străinătate, te-ai interesat să, nu știu, te-ai interesat să faci parte din viața literară de pe acolo? Să... Nu, aici sunt cine sunt. Un funcționar european. Un om cu casă, cu grădină, cu câini. Aha, și să înțeleg că în România ești altceva. Păi nu știu ce sunt în România. Am plecat din România, am tăiat-o cumva legătură, sau așa credeam. Sunt niște chestii foarte ambigue, nu, nici mie nu mi-s clară. Nu? Mult timp asta a fost ideea, să am altfel de viață, foarte rectilinie, foarte normală și cred că am. Deci cumva ai reușit chestia asta, dar ceva pe acolo te-a făcut totuși să revii la ceva ce era aici. Adică cumva să-ți reiei chestia asta, na, că toată lumea te știa, sau toată lumea, în fine, zona literară. Da, nu știu, da, înțeleg ce zici. Nu e o chestie mai personală, nu e, nici nu știu cum mă mai știe lumea, nici nu.
Cred că n-am știut foarte bine nici atunci înainte. Mi-am dat seama că e foarte important pentru mine să fac asta în continuare. Acum că publică, nu publică. E ceva ce mi-a lipsit. Mi-a dorit seama în continuare. Scrisul. Felul ăsta. Scrisul ți-a lipsit? Da. Aha. Și cum e ca după 17 ani toată lumea să zică că e marele comeback, că ai luat și un premiu zilele trecute și, nu știu, și erai pe toate listele, așa? Da, eram, nu știu cum e, sincer. Mă bucură foarte tare faptul că ai citit cartea și că le-a plăcut la oameni de care îmi place mie. Asta nu ar fi o ipocrizie să zic că nu. Mi-a adus persoane, nu știu, nu pot să zic prieteni, dar oameni de care îmi plăceam. Și, nu știu, pe de altă parte, în rest, tot turmoiul ăsta cu, în jurul cărții, m-am crezut că-s pregătită, dar nu am fost așa pregătită pentru el. Cum mă cam scoate din echilibrul meu și nu știu. Nu știu cum să zic. E o chestie foarte, o inerție care s-a creat în timp și care acum e un pic tulburată, așa. Nu știu cum să zic. S-a dus viața aia casnică, liniștită? Păi nu, eu sper că nu s-a dus. Sper că să se întoarcă repede. Oricum ești departe, na? Adică... Da. Ești departe și de bârfe și de... Da, și asta mă bucură foarte tare, sincer. Dar mai ești cumva legată de viața literară din România? Indirect da, pentru că prietenii, sau o mare parte dintre prietenii mei mai apropiați sunt scriitori sau sunt din zona asta. Și atunci, na, inevitabil, auzi chestii, auzi ce se mai citește, ce... Da, dar partea asta, într-adevăr, de politică și de grupuri, e departe. Și că e mai bine, așa. Deci te-ai interesat de ce se mai publică pe aici, ce se mai întâmplă în România? M-a interesat mai mult de când m-a interesat, nici nu știu, am intrat în contact acum, ironic cumva, de când am publicat mai mult. Adică au devenit mai vizibile toate. Uh-huh. Am citit chestii noi, am citit, nu știu, poeți tineri, îmi plac unii dintre ei mult. Poți să-mi zici câțiva care îți plac? Câțiva care îmi plac? Da. Uite, acum ți-am mai citit pe Facebook, nu știu, mai tiner decât mine, Alex Văsieș, Deniz, Pătai. Nu știu, n-aș vrea să spun câțiva și să las pe cineva la o parte. Mihnea, Bâlici. Acum ți-am zis numai mai mici decât mine, dar întâmplător asta am văzut. Uite, eu am așa impresia că în România lumea asta literară e un fel de enclavă sau o chestie destul de închisă, care în același timp crede că toată lumea e interesată de problemele e ei. E bolic cu pământului, da. Dar nu știu, tu ai senzația asta? Și acum, absolut orice ți-a zice e strict percepție subiectivă și probabil foarte îndepărtată de cum e real. Nu știu, pentru mine a fost o mare surpriză acum cu cartea, că dimpotrivă mă așteptam să fie ceva izolat și nici eu nu știu la ce mă așteptam. Și dimpotrivă am avut surpriza să intereseze persoane din alte zone și de care nici nu-mi imaginam că o să fie citită și nu știu, s-ar putea să fie și contextul ăsta, dar nu cred, nu știu, cumva mi-a contrazis așteptările și imaginea asta pe care o aveam, care era cam aceeași cu a ta. Ți-am zis, ar putea să nu fie eu așa un sistem de referință foarte bun. Că... Nu știu, s-ar putea să fie și o bulă, pur și simplu. S-ar putea să-mi separă. Fiecare cu bula lui, nu? Că trăim cu bulelor. Da.
Păi cam ăsta a fost proiectul nostru, prilejuit de sărbătorirea Zilei Culturii Naționale. Cu părere de rău că timpul scurt nu ne-a permis să vorbim cu mai mulți dintre autorii care au publicat cărți în anul 2020. O să pun în descrierea acestui episod link-uri către toate volumele pomenite aici. Și dacă mai devreme am ascultat-o pe Carmen Florescu citind chiar ultimul poem din Aluarda, vă propun acum o incursiune în primele două texte din Aluarda. Vă las cu o piesă compusă de Jean-Laurent Sterian, inspirată de versuri și mai ales de atmosfera din volum. Eu sunt Robert Bălan și vă urez audiție plăcută și mai ales lectură plăcută în continuare. Ați ascultat Care-i faza cu cartea asta? Un podcast de Robert Bălan. Lecturi: Carmen Florescu, Virgila Ioanei, Carmen Lopăzan. Muzică: Miron Ghiu, Lala Mișosnichi, Jean-Laurent Sterian, Robert Bălan. Editare: Petre Fol.
Vizual, Liliana Basarab. Producător, Asociația Art No More. Parteneri, OMG Publishing House, Editura 3 și Pandora M. Proiect cultural realizat cu sprijinul Ministerului Culturii în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Culturii Naționale.